acolo mai greu, din punctul meu de vedere, să treci. A fost o singură echipă pe teren. Echipa voastră nu a avut nicio situație măcar. Dar marca, a dominat jocul de la un cap la altul. Sigur că în ultimii 20 de metri ne-a lipsit un pic inspirația, calitatea. Dar am avut, ca joc, sunt foarte mulțumit. Am spus, e de calitate. E destul de dificil. Am preluat o stare de fapt. E greu să faci lucrurile să meargă cum îți dorești tu, fără să fi fost cel care ai construit, care ai făcut selecția. Dar e străduit. Nu pot decât să trece jucătorii cei care au fost în teren astăzi. S-au bătut, s-au străduit. Păcat că n-am reușit să-mi scrie nimic o singură dată. Avem un jucător plecat la spital, încă unul cu nasul umflat, rupt. Arbitru, în schimb, trimite antrenorul la echipa gazdă în tribun. Parcă asta era cea mai mare problemă. De pe margine pare că sunteți vânat oarecum și obține așa părut astăzi. Ce s-a întâmplat mai târziu? Probabil, mereu e cu ochii lumea pe mine, dar am spus, eu nu jignesc pe nimeni. Atunci când îmi stric și eu câteodată frustrările, nu o fac înjurând sau mai știu, jignind pe cineva, fac de tot. E posibil să, câteodată să depășesc o anumită limită, dar în niciun caz să jignesc pe cineva. Iar atunci când sunt trimis imediat în tribună, pentru că cine știe ce scaun s-a mișcat de pe banca de rezervă, eu cred că e important de jocul din tribună, din teren, nu ce se întâmplă pe banca. Nu a fost un joc care, sau la media cel puțin, eu nu văd oameni care să sară pe gardul, să sară la bătaie sau nu știu ce. Eu cred că spectacolul din teren este cel care trebuie să primeze. Motivul care antrenorii trebuie să stea pe bancă, jucătorii să stea în teren, spectatorii în tribună și arbitrii să-și vadă de treaba lor. Asta cred că e cel mai bine. Motivul care a fost asta pentru care v-a eliminat, de fapt? Că am lovit un scaun.